Este 5 dimineața, nu se trezește nimeni la ora asta. Cel mai mare ambuteiaj pe care l-am văzut vreodată. Doamne, ce peisaje! A fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața mea. După cum vă dați seama, ne-am întors din nou în București acum o săptămână. După ce ne-a plouat o grămadă la Castelul Corvinilor, ne-am dus spre Sibiu. N-am apucat să vă mai spunem. Dar la Sibiu a fost vreme nasoală. Am plouat următoarele 3 zile și am decis că n-are rost să mai stăm, așa că ne-am întors în București cu gândul să facem o mică pauză. Problema a fost că ne-am cam plictisit acasă, așa că ne-am decis noi că e timpul pentru o nouă aventură. Astăzi vom pleca spre cel mai înalt vârf din România. Vom merge să cucerim Moldoveanu. Planul este să mergem până aproape de Nucșoara astăzi și să rămânem peste noapte la o pensiune, iar mâine să pornim de dimineață aproape la ora 7, cel mai târziu, pentru că mai avem încă 2 ore și jumătate de la Nucșoara la stâna lui Burnei. De la stâna lui Burnei vom urca către Moldoveanu și teoretic ar trebui să fie un traseu de 4 ore, practic vom vedea cât o să ne ia să ajungem acolo. O să mergem la Raluca și la Adi acum, pentru că o să mergem cu mașina lor și trebuie să o lăsăm pe a noastră la ei în parcare și trebuie să traversăm tot Bucureștiul ca să ajungem la ei. Ne-am oprit la popasurile și aseară la cazare, pentru că asta a fost cea mai frigată pe care am găsit-o. Și astăzi o să plecăm către... Cum se numește? Stâna lui Vârnei. Stâna lui Vârnei, așa se numește. Este 5 dimineața, nu se trezește nimeni la ora asta. Ce-o? Bă, n-ai voie să te trezești la ora asta. Nu-i așa? Știi care e faza ciudată? Că mie mi-a sunat telefonul, cum a sunat la Luca și era pe slip. Ba, dar mi-a intrat căsuța. Bună, dar ai... Mamă, știi care mi-a dat în urmă de cealaltă? Nu poate să crezi, numai ca să te vorbești fix în coro, nu? Nu ai voie. Pare că nu suntem singuri nemulțumiți. De ce ne trezim noaptea? Nu știu, mă, dar știi care e faza? Că Iulia s-a dat cu cremă de soare. Și-o m-a dat. E noapte, mă. Ușor... Bune! Fucking shit! Dar mi se simțe, mă! Dar cum? Dar eu nu înțeleg altceva. Am făcut pan. Dacă se poate, nu-i așa. Dar nu s-a simțit nimic o mașină și faza ciudată este că senzorul de presiune n-a avut nici pe naiba. Dacă mai exista senzorul de presiune... Arată! Am dat la un moment dat într-un dâmb, dar cu roata stânga față și am crezut că aia are ceva. Dar nu, e în regulă. Pare că noroc avem roată de rezervă. Că noi la noastră n-avem. Ghinion. Arată ok, janta. Oricum, în privat de condiționare asta. Vreau să văd dacă găsesc un cui, dar ce să vezi? Ia, întoarce pe partea cealaltă. Vreau să fac atunci s-a tăiat. Mă rog, și pe partea cealaltă arată la fel de nasol. Ah, da, nu-ți imagine. E la fel de tăiată. Mă uitam să văd dacă găsim ceva. Da, greu să-ți dai seama de unde a pornit. Uite, deja se dezmembrează. Pare că acolo a pățit ceva. E doar deformat? Nu, e pe o parte s-a tăiat. Probabil de la ceva o piatră. Da, da, de la o piatră. Nu avem cum să mergem pe două sensuri. Oficial, am butit. Mamă, ce în spate. Ok. Deci eram bine. Da, eram bine. Hai să ne ducem să sucă în spate. Și o luăm și noi în spate, să punem omul ăsta în fața noastră și gata. Ne-am oprit la
vreo 500 de metri de stână, este foarte aglomerat. Am prins un ambuteiaj de toată frumusețea, a trebuit să spunem tuturor mașinilor să întoarcă sau să dea cu spatele, pentru că n-aveam loc să mai mergem mai în față și ne-am întors și noi și am mai coborât un pic. Se pare că o să vină ploaia. O să stăm să ne schimbăm, să ne îmbrăcăm de ploaie, să ne pregătim moral pentru ce o să urmeze. Că după cum vedeți și în jos sunt norii la fel de răi, cam așa arată. Sigur, sigur o să plouă astăzi. Deci, aia e, măcar să fim pregătiți. Ne-am echipat de ploaie și pornim pe traseu. E 9 fără 7 minute. Speram să nu ne prindă prea tare ploaia. Tocmai ce am trecut de stâna lui Burnei, avem 4,4 km până pe vârf, teoretic e o diferență de nivel de 1100 de metri. Ar trebui să facem vreo 4 ore până acolo, dar cred că o să ne iau un pic mai mult. Am luat o mică pauză pentru că cineva e mort, eu. Cineva e mort. Am trecut destul de mult timp, de când am mai făcut traseu. Și asta e Steph destul de mult. Ia, uitați-vă acolo. Zero. Sudică. La nevastă ta. Unde s-au? Tu erai, mă, la Luca, încurpatul? Vreau să facem un traseu de 30 de kilometri cu 1600 diferență. Și fata asta moare pe aici. Am ajuns abia 478 urcat. Cu plăcere, așteptă o navetă de bere după. Dezastru. Dezastru, da. Cineva a transpirat mai rău aici. Nu, da. În cazul în care mă gândiți să mergeți în Adidas pe munte, să nu faceți, că faceți treaba. Nu știu cum a coborât, dar pare că a rămas fără. Sau în sandale. Sau în sandale. Ne-am pornit iar, ca să înțelegeți. Ala e Viștea Mare, aici e Moldova, noi și trebuie să ajungem, e diferență de nivel de încă 490 de metri până pe Viștea Mare și de la Viștea Mare mai sunt câțiva metri până sus la Moldoveanu. Extraordinar peisaj. E minunat.
338 de metri conform ceasului. Și trebuie să ajungem acolo. Iar aici undeva. Gata. Este un ambuteaj. Nu că se vede. Cel mai mare ambuteaj pe care l-am văzut vreodată. Și în urma noastră mai vin niște oameni și trebuie să ne mișcăm. Mai ajuns la ultima parte din traseu. Mai avem o oră și jumătate. Și suntem chiar înainte de urcarea pe creastă. Și un ambuteaj atât de mare. Atât de multă lume. Se vede mare. Acolo. Mai avem vreo... Mulțumim, 500 de metri. Nu uitați pe asta, mulțumim în Adidas. Mai mergeți pe munte în Adidas. Mergeți în sandale. Șlapi, șlapi, da. Da, da. Pe tocuri altceva. De acolo am venit. Păi bine. N-ar trebui să zic. Noi de acolo am venit. Și avem de urcat tot traseul ăsta. Adevărul e că în ultimele 3 săptămâni. Și aici sus pe coastă. Am fost niște lecle. Mai rar. Și băiatul ăsta nu s-a mai prăștit nici vorbit. S-a schimbat marcajul aici cu dungă roșie. De buletin. Mamă, uite ce e acolo pe moldovean. Pe moldovean. Jumătate, nu cred, mai puțin, un sfert de oră. Ești. Păi e vârful, vișta mare e acolo. Păi da, știu, da, cât, na, mai faci, că de aici nu-ți dai seama cât de abrupt e, dar... Pic mai avem, un pic. Pic până acolo. Un pic ca mult. Aveți 3 pași, ajungeți! Am ajuns într-un final pe Vișta Mare, are 2527 de metri și eu mai avem 500 de metri, 30 de metri până pe Moldovanu. Așa e, mă rog. Probabil un pic mai puțin, depinde cum ne mișcăm. Dar deja aici pe creasta a început să bată foarte rău vântul și s-a foarte frig. Sperăm să ne auzim. Și sperăm să ne auzim că n-am scos camera, că a fost destul de dificilă urcare, așa trebuie să băgăm 4x4. Da. Și complicat. Și mai ne-am mai filmat de mult pe amândoi. Da, n-am mai apărut de mult niciodată. Așteptăm la coadă să facem poză aici. Cu bățul ăsta. Cu bățul. Și mai azi mergem pe Moldovan. Da. Uitați să vă spunem o chestie. Noi n-o să ne întoarcem pe același traseu, să mergem pe acolo. Pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo. Și coborăm în partea aia. O să fie interesant. Nu știu dacă vedeți cum e traseu aici. Dar în jos e o vale. Și în partea cealaltă, alta vale. Ce frumos se vede. Pulmea e că ce că au fost cu părinții și părinții au coborât. Doamne, ce frumos se vede. Aoleu, iar urcare. Mamă, Iulia, de ce asta e? Coborâm pe acolo. Parcă... Până acolo. Unde se văd oamenii. A fost în perioada când era tipul ăla cu punga de Kaufman și cu trollerul. Da? Ce frumusețe. Avem lanțuri aici. Eu vreau să mă țin de ceva. Cred că mai avem un sfert de oră. Bu! Da, peisajul
E ceva de vis. Și uitați-vă. Hai, goți. Ca pe Transfăgărășan. N-ai cum să bați asta. În cazul în care vă întrebați de ce urcă lumea pe trasee, pentru view. A, și e un Starbucks sus. L-a făcut de curând. Dar noi urcăm pentru view, nu pentru cafea. Ai păreri impresii? Ai filmat? Superb! Vreau să-mi văd freza aia. Am prins roșu la semafor mai jos. Da, a fost foarte frumos. Mi-a plăcut. Da, maxim. Doamne, cât de frumos e peisajul. Și lacul ăla triunghiular de acolo, foarte dubios. Cât am ocolit până pe toate partele video. Da. Hai, picei, bagă-te aici. Am venit. Poza cu maimuța. Ne-am așezat 5 minute să admirăm și noi peisajul, să ne odihnim. Cred că nici apă normală nu era. Cam asta este aici. Eu cred că n-am plecat cu apă normală. Și ăsta este drumul pe care vom continua traseul pe creastă. Să fie interesant. Foarte multă lume aici. Ceva, un baton, hai să facem de la tine? Dar rezistăm, aparent. Nu știu cum. Hai că azi nu m-am filmat masa pe care am mâncat-o. Am venit sandwich, am venit kefir. Restaurant Michelin. La Michelin mâncăm azi. Dinner with a view. Sau mă rog, lunch with a view în cazul ăsta. Porto. Hai, dă-i. Dă-i. Bine ați ajuns? Ajutor de bucătar, tot ce vrei. Potabilă timp. Cheers. Gata, am plecat. Am scos camera mare. Momentan e ok, vedem care mai e treaba și mă scuzați pentru stabilizare, că merg pe multe. Și sper să se audă și sunetul, că ne-am scos avalierile pentru că era foarte, foarte complicat cu ele și na, dacă suntem mai mulți oameni, am zis că să ne scoatem. Ne vedem mai târziu. Stai așa, să faci un punct așa aici. Să nu mă împingeți, zic. Filmez, băi, nu fac poze. Doamne, ce peisaje! Niște peisaje în zona asta. Uite, și în zona. Am putut să trag mai mult, am foarte mult. Și asta este telefonul tău, Adi, mai fac eu poze. Traseu. Mi-am luat țeapă. Bună până acum. Mai vedem vârful. Deci ce trebuie să facem? Ia uitați. Bam, bam, bam. Trebuie să urcăm pe acolo. E frumos. E frumos, bunți. Am început iar să urcăm. Și avem. Mult. Mult. Am mâncat peisajul frumos. We'll be right back.
Oamenii noștri sunt acolo, că i-am mers înainte. Și cum am vrut să ocolim și noi tot la acesta. Auziți și voi. Ce să facem? Mă ocolim. Facem refill la apă. Din ce pare a fi o apă curată. O să aflăm noi. Cel puțin e limpede și n-are miros. Da. Măcar atât. Și nici bus. Este curat. Wow. Uite, pe filmul ăsta e bună de reclamă, ce ai? Eu cred că e apă. Mamă, parcă ai băut o bere din asta. Bă, da, bun. Da, și trebuie să ajungem acolo, în pădure, unde se vede căldura. Și mai avem de coborât vreo 600 de metri din pădure. Acolo coborâm. Avem un kilometru și jumătate de mers. Și diferența e de 600 de metri. Am aflat că trebuie să ajungem acolo, până acolo coborâm. Cât degetul am cu zoom. După aia trebuie să fie mare cu un platou. Să aflăm. Mâine am rămas la furat. Îi vedeți? Mănâncă! După o oră jumătate de mers pe potecă de genul ăsta, așa. Este tot coboară, este tot coboară. Am ajuns în sfârșit să vedem mașinile. Așa că probabil mai avem vreo 5 minute, 10 și gata. Am ajuns într-un sfârșit acasă. A fost o zi plină de peripeții care s-au adunat cumva și pe sfârșit, pentru că din păcate n-am reușit să rezolvăm nimic cu roata de la mașină. Am trebuit să mergem ușurel cu 100 de km pe oră pe autostradă. A fost o plăcere. Am ajuns destul de târziu, dar e ok. După aia am căutat și să bem o bere și am găsit toate benzineriile care erau închise pentru că făceau casa. Și ne-am gândit pe drum să facem un testimonial despre vârful pe care am mers astăzi. Sincer, chiar vorbeam cu Iulia, a spus că nu mă așteptam să fac vârful ăsta atât de repede. A fost literalmente pe nepregătite, pentru că noi n-am mai făcut sport de o grămadă de timp. Sunt ca niște lepre în casă. 3 săptămâni de când ne-am întors din tripul în care am fost și a fost decent. Ne-a așteptat puțin oamenii ăștia la mașină vreo 20 de minute la sfârșit de traseu, pentru că a fost destul de lung traseu. O să vă pun aici din activity toate screenshot-urile și cu harta și cu traseul și cu toate nebăniile, să vedeți ce și cum, să vă faceți o idee. Dar a fost foarte frumos și chiar a fost, în primul rând am avut super mult noroc pentru că am prins o vreme extraordinară. Nu a fost nici cald, nu a fost nici frig. Ne-am prăjit puțin, într-adevăr, nu știu dacă se vede, dar a fost foarte ok. Da, cam asta vreau să zic, nu vreau să le țin foarte lungi. În principiu, all over, ca să fac așa o scurt sumar. Partea de nu credeam că să ajung pe moldoveanu, atât de random, să rămân acolo și da, cam asta e tot. Am ajuns în final la Adi și la Raluca, am decis să rămânem aici la noapte pentru că mâine dimineața ne vom trezi la 6, cred, sau mai devreme de 6, ca să mergem într-o altă aventură. Și astăzi a fost o zi. Pe lângă faptul că a început prost cu pana aia pe care am făcut-o pe drum, a continuat haotic. Urcarea a fost foarte abruptă. Eu am rămas cu o problemă, probabil cardiacă, după accidentul de la snowboard din ianuarie.
am pulsul ușor ridicat și pe traseu am obosit foarte, foarte rău. Ritmul meu cardiac a ajuns undeva la 188 de bătăi pe minut. Ala a fost maximul, iar media pe tot traseu a fost de 150 și un pic. Nu mi-aduc aminte acum cât, dar o să vă pun un print screen de pe ceas. Sunt foarte obosită, după cum vedeți. M-am dormit aseară la 1 și ceva și ne-am trezit la 6 fără 10. La, nu la 6, la 5 fără 10. Că la 6 deja eram de ceva timp, eram de vreo oră pe drum. La 7 ni s-a stricat mașina, mă rog, mă cu pană. Dar urcările au fost groaznice, este incredibil de greu traseul. A fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața mea. Probabil că nici nu îl voi mai repeta prea curând. Dar a fost foarte frumos, peisajul a meritat din plin, oriunde te uite arăta extraordinar de bine. Și ne-am bucurat, să zic așa, de experiență. Ne-am bucurat de faptul că am ajuns pe Moldoveanu, că a fost cel puțin pentru mine un punct așa pe o listă, pe un bucket list pe care voiam să-l bifez și n-am crezut că voi ajunge să o fac prea curând, spre niciodată. V-am povestit mai multe lucruri despre traseu pe Instagram, pe stories, pentru cine ne urmărește și pe Instagram. Coborârea a fost mai dificilă decât ne-am așteptat, lângă faptul că traseul a fost foarte, foarte aglomerat. A trebuit să așteptăm efectiv la ultimele părți din urcare. A trebuit să așteptăm pentru că erau prea mulți oameni și nu aveam loc să trecem, efectiv erau prea înguste cărările, încât nu era loc să depășești pe nimeni. N-am stat foarte mult pe vârf pentru că a început să bată foarte tare soarele și n-am prăjit. Eu sunt cu tot SPF-ul care m-am dat, sunt ușor prăjită pe aici pe undeva, unde nu, aparent, n-a ajuns crema și pe nas am niște dungi pe unde nu mi-am întins bine SPF-ul. Și da, de la Moldoveanu am coborât, s-a coborât un pic, nu știu, câteva sute de metri, vreo 200 de metri, după aia am urcat din nou 200 de metri și am mai mers pe creastă o perioadă, apoi am coborât la lacul Galbena, care era pe la 2000 și un pic de metri, 2200 cred, și apoi de la lacul Galbena s-a coborât prin pădure, mult, extrem de mult, deci la un moment dat efectiv m-am mai ascultat genunchii, nu mai puteam să ridic picioarele să merg, simțeam că nu mai pot să mă ridic. În momentul în care mă așezam, pur și simplu, mi se părea că nu mai pot să mă ridic. A fost extrem de greu pentru noi, cel puțin. A fost primul traseu serios pe anul ăsta, pe lângă ce am făcut prin Slovenia, de-alea era o glumă, să fim serios, și ăla nu a fost neapărat trasee. Dar am ajuns într-un final la mașină. Cred că am avut o cădere nervoasă în momentul ăla, efectiv, venea să mă pun pe jos și să plâng când am ajuns la mașină, atât de, nu știu, anevoiasă a fost coborârea, se aștepta foarte mult, a trebuit să luăm o grămadă de pauze ca să mai coboare din oameni, pentru că a fost extrem de aglomerat. Cred că m-am pus deja cadre, dacă nu o să vă inserez pe aici, măcar pozele cu ce am reușit să facem cu buhoiul de oameni care au urcat în acea zi cu noi pe Moldoveanu. Dar, a fost dificil, moral cel puțin, pentru că la coborâre efectiv nu știai cât mai e și tot coboram și tot nu ajungeam la mașini unde trebuia să se termine traseul. Am făcut în total aproape 18 km pe traseu, 17 km și un pic, cred. O să vă pun, am zis, datele, dacă nu vi le-am pus deja de pe ceas, cu toate informațiile de acolo. Și da, aventurile au continuat până am ajuns în București, cred că v-a zis deja Alex, dar pe total a fost o zi foarte bună. Iar mâine vom porni într-o altă aventură pe care vă veți vedea peste câteva zile. Nu știu dacă va fi următorul vlog, pentru că din ce am înțeles vor filma și cei cu care mergem. Și cred că va dura un pic până vor scoate și filmările și ni le vor da. Dar vă ținem la curent. Și noi ne vedem în vlogul următor. Pupici! E prea jos camera. E prea sus camera. Da, e pe filmare? Da, probabil. Dacă nu ți apare niciun bulin acolo... Okay. Rec scrie. Da, scrie Rec. Noi ne pricepem cu camera. Ce-am încolo, după cum v-am arătat mai târziu. Mai devreme. Acum mi-am verificat unghiile de la picioare. Să vedem dacă până ai. Mă bucur că am prins asta pe filmare. Curaia s-ar fi dus acolo sus să facă pișul în izvor și să ia lumea. Da.
zis acolo. Ai zis înainte să pornim. Că eu am mers înainte. O, femeie nebună. Mai simt degetele, sunt voi. Păi ale tale sunt un pic mom, n-aș mai ieși. Dacă poți să n-aibă, băiatule. E de la șosete. S-a întras și aici.